Primul lucru care trebuie înțeles foarte clar e că orice om de la Adam încoace se naște în păcat, moștenește o natură păcătoasă. Asta e starea lui naturală. E un sclav al păcatului. Iar omul firesc își creează mereu Dumnezeu fals în mintea lui, dar îl urăște pe adevăratul Dumnezeu și cuvântul lui, Biblia. Fuge, se ascunde de el, ca și Adam. Lumina adevăratului Dumnezeu și lumina cuvântului său îi dă pe față întunericul din inima lui. de fugi, fuge, îl condamnă. Și al doilea lucru foarte important și poate ăsta ar trebui să fie primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem corect, Dumnezeu e sfânt. Dumnezeu e perfect, drept și sfânt. Dumnezeu nu poate ierta un om vinovat și să rămână drept în același timp. N-ar fi drept să fac asta. El nu-și poate călca niciodată dreptatea. Orice păcat trebuie judecat și condamnat. Asta cere dreptatea lui. Iar pedeapsa pentru un singur păcat e separarea veșnică de Dumnezeu și un chin real și veșnic. Păcat nu înseamnă doar să ucizi. Domnul Isus spune că dacă ai urât vreodată pe cineva, l-ai și ucis în inima ta. Matei 5,22 Păcat nu înseamnă doar să curvești. Domnul Isus spune că dacă ai poftit vreodată la o femeie care nu e nevasta ta și invers, ai și curvit în inima ta. Deci înaintea lui Dumnezeu toți suntem niște ucigași, curvari, mincinoși și lista poate continua. Suntem condamnați, fără scăpare. Iar pentru că El e perfect, drept și sfânt, nu poate trece cu vederea niciun păcat. Altfel și-ar încălca dreptatea. Nu ar mai fi perfect drept. Singura soluție pe care ne-o prezintă Biblia la rezolvarea acestei dileme. E Iisus Hristos și El răstignit. Într-adevăr, la cruce se arată dragostea lui Dumnezeu, care l-a dat pe singurul său fiu pentru noi. Cum scrie în Ioan 3,16, pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Dar tot la cruce e împlinită și dreptatea perfectă a lui Dumnezeu. Acolo vedem și dragostea lui, dar și dreptatea lui. Asta uită cel mai des oamenii, Niciodată nu interesează de dreptatea lui Dumnezeu. Doar în Hristos, doar la cruce, dragostea și dreptatea lui Dumnezeu se unesc perfect. Deci nu există altă cale ca să fii împăcat cu Dumnezeu. de Isus Iisus spune, eu sunt calea. E una singură. Oricine va fi găsit la finalul vieții în afara lui Hristos, va merge în iad, o veșnicie. Pentru că Dumnezeu e perfect drept. Hristos a suferit mânia lui Dumnezeu în locul tuturor celor ce vor crede în el. Astfel Dumnezeu și-a satisfăcut dreptatea în Hristos. Când și-a arătat dragostea, nu a uitat de dreptatea lui. Acum, prin Hristos, doar prin Hristos, Dumnezeu te poate ierta fără să și încalce dreptatea. El rămâne perfect drept, pentru că dreptatea lui e satisfăcută în Hristos. Și apropo, după moarte, nu mai poți face nimic Oricât te-ar minți și te-ar amăgi oamenii. Fă colivă, dă pachete. Te mint, își bat joc de tine. Și ei fac asta indirect. Bineînțeles că nu vor oamenii să-și bată joc de tine. Nu, satana își bate joc de ei și ei la rândul lor își bat joc de tine. Prin lucrurile astea stupide, satana își bate joc de oameni. Un mort nu mai mănâncă. Un mort nu mai bea apă. Satana își bate joc de oameni. Biblia spune că omul este rânduit să moară o singură dată, iar apoi vine judecata. Acum trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Astăzi, cât poți de repede. Nu-i citi acatiste sau poezii. E o bătaie de joc. Dumnezeu e viu. Vrea să vorbești direct cu El. Gândește-te puțin. Cum ar fi să vină copilul tău la tine cu o foaie pe care să scrie te iubesc și să citească de acolo? Te iubesc. Tată. Te iubesc, mamă. Să citească ca un robot și după aia să pleci. Asta faci tu când vii la el cu poezii și acatiste și toate prostiile. vorbește cu cuvintele tale. găsește un loc în care să fii singur. închide telefonul și vorbește cu cuvintele tale. Cere-ți iertare, recunoaște păcatul și crede că Isus a murit pentru toate păcatele tale. E singura cale prin care poți fi mântuit. Doar așa poți fi socotit drept înaintea lui Dumnezeu și să ai viața veșnică. Nu noi stabilim termenii împăcării. Dumnezeu e Cel care a stabilit termenii împăcării. Asta a zis El să facem. A zis să ne pocăim și să ne încredem în Isus. Pocăiește-te. Scoateți din cap toți Dumnezeii falși. Întoarce-te la Dumnezeul în adevărat. Și crede că Isus a murit pentru toate păcatele tale. Iar Dumnezeu, care nu poate să mintă, îți promite că astăzi vei fi mântuit și vei avea viața veșnică. Strigă la El cu toată inima. În Ioel 2 cu 13, Ioel chema poporul Israel la pocăință și spunea așa: Sfârșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, că cel este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și pare rău de relele pe care le trimite. Dumnezeul nostru nu e un monstru care îi place să trimită oameni în Iad. E un Dumnezeu milostiv plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate. Abia așteaptă, abia așteaptă să te ierte. Și a demonstrat clar asta la cruce, când l-a dat pe fiul lui. Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Așa și-a manifestat Dumnezeu dragostea pentru lumea asta. L-a dat pe fiul lui, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Nu există altă cale. Dacă ar fi existat altă cale, Dumnezeu nu l-ar mai fi dat pe fiul său. Nu există altă cale. Renunță la încăpățânarea și îngânfarea ta și supune-te lui Dumnezeu. Nu va fi nimeni în ziua judecății care va putea spune că și-a cerut din toată inima iertare înaintea lui Dumnezeu și a crezut din toată inima în Hristos dar nu a fost iertat. Nimeni nu va spune asta. Toți cei care se vor pocăi, se vor întoarce la Dumnezeu, vor asculta de El și se vor încrede doar în Hristos pentru mântuirea lor, vor avea viața veșnică. Absolut toți. Dumnezeu nu minte. Asigură-te că ești și tu unul dintre ei, un moștenitor al vieții veșnice. Încrede-te în Hristos și supune-te Lui. Și nu te aștepta ca dintr-o dată să fie totul roz. Nu, din potrivă, așteaptă-te la împotrivire din partea tuturor. Familie, prieteni, vecini, nu te va înțelege nimeni. Se vor depărta de tine, vor zice că ai nebunit. Credința îți va fi testată în toate felurile. Rămâi credincios și vei vedea că treptat se vor așeza toate lucrurile. După un pic de suferință, va veni bucuria. O bucurie pe care nu s o poate lua nimeni. Și chiar și în mijlocul suferințelor și împotrivirilor. Duhul Sfânt, mângâietorul, te va mângâia și Hristos va fi bucuria ta. Atunci e cea mai frumoasă părtășie cu El, în mijlocul suferințelor. Atunci simți împreună cu El. Simți ce a simțit și El pe acest pământ. El a suferit cea mai mare împotrivire din partea oamenilor. Atunci e cea mai frumoasă părtășie cu El. Citește Biblia, chiar dacă ți se pare ciudată, citește-o în continuare. E singura ta sursă de lumină în această lume. Cuvântul lui Dumnezeu e viu, citește-l, meditează la el non-stop și lasă-l să pătrundă și să lucreze în inima ta și să te transforme după chipul Domnului Isus. Și închei cu cuvintele Lui. Asta a spus Domnul Isus, martorul credincios și adevărat, cel care nu poate să mintă, Fiul lui Dumnezeu, cel care are toată autoritatea în cer și pe pământ. Astea sunt cuvintele lui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde Sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru Sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul Omului, când va veni în slava Tatălui său, împreună cu Sfinții Îngeri. Dacă voiește cineva să vină după mine. Să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze.